Restabilirea sistemului de irigare, aceasta este soluția pe care a propus-o premierul Ion Chicu agricultorilor afectați de secetă. Șeful executivului de la Chișinău spune că în acest sens anul viitor din buget vor fi alocate sume impunătoare de bani. Declarația a fost făcută în cadrul unei vizite pe care a întreprins-o premierul în raionul Ștefan Vodă, unul dintre cele mai afectate de secetă anul acesta. Unul din cele mai afectate raioane anul acesta de secetă și anul acesta și anul precedent, apropo, mai ales sunt și în Ștefan Vodă și în Căușeni zone care sunt foarte afectate de secetă. Am venit aici la invitația reprezentanților din sistemul agricol, am discutat despre măsurile pe care guvernul la etapa actuală le-a propus și le implementează pentru a acoperi parțial pierderile. Este clar că solicitările sunt cu mult mai mari decât ceea ce s-a alocat. Sunt probleme sistemice aici, dacă vorbim și de irigare, și de asolament, și multe alte subiecte. Am discutat acest lucru. Este evident faptul că statul pentru anul viitor trebuie să identifice sume importante de bani pentru restabilirea sistemului de irigare. Dacă nu restabilim sistemul de irigare în raionul Ștefan Vodă și în Căușeni cel puțin, va trebui în fiecare an să alocăm pentru acoperirea pierderilor 10 de milioane. Deci aceasta a fost înțelegerea că pentru anul viitor noi o să alocăm de la buget pentru restabilirea sistemului de irigare. Bineînțeles, am discutat și cu agenții economici care protestează. Fiecare are dreptul să protesteze, nu are nimeni dreptul să blocheze traseele. Deci acest lucru nu aduce nicio soluție, acest lucru discriminează alți cetățeni, inclusiv contribuabilii care plătesc impozite pentru a ajuta acești agricultori. Traseele se blochează inclusiv cu tehnica care este procurată din subvențiile de la stat, lucru care nu este, cred că, cel mai moral și cel mai binevenit. Cu atât mai mult că guvernul tot timpul. Eu în Ștefan Vodă a fost deja de 4 ore aici, deci noi discutăm, nu lăsăm problemele de izbeliște, deci nu cred că este cea mai reușită și responsabilă măsură să blochezi traseele. Săptămâna viitoare aici o să fie toată săptămâna, practic, reprezentantul Ministerului Agriculturii, secretarul de stat, care încet, încet va încerca să identifice soluții pentru sectorul agral din raionul Ștefan Vodă. În final, i-am îndemnat pe toți agricultorii să aplice cât mai rapid la Agenția de Intervenție și Plăți în Agricultură pentru a primi cele peste 1000 de lei la fiecare hectar pentru grupa 1. De asemenea, i-am rugat să fie foarte cooperanți la evaluarea pierderilor pentru grupa a doua, pentru că după ce vom avea rezultatele acestei evaluări, statul va veni din nou cu suport. Între timp, vicepreședintele Parlamentului, Alexandru Slusar, a anunțat deciziile care s-au luat în legătură cu agricultorii la ședința de lucru creată în acest sens. Potrivit lui, au fost identificate soluții pentru 3 probleme importante pentru fermierii care protestează, și anume simplificarea subvenționării creditelor și eliminarea condiției prezentării certificatului care ateste lipsa de datorii față de bugetul de stat, mărirea compensațiilor pentru agricultorii afectați, vorbim de prima grupă, grâu, orz, rapiță. Grupul de lucru a ajuns și la concluzia că este necesar de adoptat legea privind reeșalonarea datoriei agricultorilor cel puțin pentru 12 luni față de băncile comerciale și organizațiile nebancare. Totodată, acesta a menționat că nu s-a ajuns la un consens cu furnizorii de inputuri, tehnică, motorină, semințe, și urmează să se caute soluții în continuare pe acest segment. O altă propunere a grupului de lucru este că agricultorii care au fost afectați să fie scutiți timp de un an de zile de achitarea taxelor, contribuțiilor aferente salariilor prin rambursarea TVA care este în contul acestor întreprinderi. Precizăm că acum 2 zile sute de agricultori au protestat cu utilajele agricole în stradă în 13 localități din țară, afectați dur de seceta, care le-a compromis practic toată roada. Aceștia au înaintat guvernului de la Chișinău 4 revendicări, printre care majorarea compensațiilor de la 1000 de lei pentru un hectar la cel puțin 3000 de lei. Pe traseul Hâncești-Lăpușna și-a făcut apariția și ministrul agriculturii, care însă nu a făcut altceva decât să le spună oamenilor că deocamdată nu există alți bani în buget din cauza pandemiei, dar le-a promis că se vor căuta resurse financiare la partenerii externi, fapt ce i-a nemulțumit pe agricultori și mai mult.